Autoritățile au emis un mesaj rău alert după ce mai multe zone din România au fost lovite de furtuni violente. ANM a emis cod galben și portocaliu de vreme severă imediată. Conform știrifresh24.ro, cetățenii au fost avertizați să rămână în case și să evite deplasările care nu erau absolut necesare, cel puțin în capitală. Urmează vânt puternic și furtuni însoțite de descărcări electrice și fenomene meteo extreme. Potrivit ANM, în următoarele ore vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în cea mai mare parte a țării, vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi de 30-33 de grade, iar cea minimă de 17-19 grade. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În nordul Olteniei și al Munteniei, în sudul Banatului, precum și în Carpații meridional și de curbură, vor fi perioade cu averse torențiale. În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 40-50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 60-80 de litri pe metru pătrat, relatează meteoromania.ro.